Fiecare vot contează. Vino și votează. În miez de toamnă, la Biblioteca Raională Liova, Valeriu Matei, s-au întrunit mai mulți pensionari pentru a vorbi despre alegerile președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. Și strângere de informații unul de la altul. La noi încă n-a ajuns nivelul la politică. Majoritatea din trânsii sunt de cei care au dat 150.000 și au devenit deputați și au devenit politicieni. Dar asta nu e politician încă. Nu orice deschidere de gură este politică. De ce s-a socotit că este binevenit acest proiect la momentul acesta? Fiindcă știm că se apropie alegerile și lumea noastră încă foarte greu conștientizează situația politică din țară și acum ni s-a oferit un drept de a fi ales președintele de către popor. O șansă foarte mare care nu trebuie să o ratăm. Vârstnicii s-au dovedit a fi destul de exigenți față de candidații electorali și au adresat mai multe întrebări și doleanțe experților Centrului Contact din Chișinău, organizatorii campaniei de educație electorală Alege președintele tău. Această campanie care alege președintele este binevenită pentru orice vârstă, de la mic și până la mare. De ce? Că noi în provincie suntem cam lipsiți de informație. Dacă l-am ales, lasă-l ca să fac treabă. Că a venit Ionică și a venit Vlăduț la universitate, nepoțelul și ne-a spus că pe șeala să-l aleg. Nu, tu studiază, tu studiază acea platformă. Nu spui Vlăduță, că Vlăduță tot este manipulat într-un... Dacă la dezbaterele publice, în cadrul campaniei de educație electorală, din raionele Hâncești, Cimișlia, Cantemir, prevalau tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani și vor vota pentru prima oară în viață, atunci la Liova au venit mai mulți pensionari cu experiență de viață. Nu de niște mai care au fost. Cum? Nu de niște care sunt. Cum? Simba. Nu sunt oameni în Moldova. Sunt. Nu fac ei nică, nu au făcut și nici n-ați fac, acă așa. Și au spus acela că ați fac așa, nu au făcut, și au făcut acela tot așa, tot nu au făcut, voșum, nu nimic, nu am încredere în nimic. De informații privind organizarea și desfășurarea alegerilor președintelui au nevoie fiecare de la mic la mare. Cetățenii resping platformele electorale populiste din start. Însă, indiferent de preferințele electorale, șansa de a participa la alegerile viitorului conducător al statului este egală pentru toți. Ceea ce face Centrul Contact în această campanie de informare a publicului despre alegerile din 30 octombrie, alegerile prezidențiale, este foarte binevenit, fiindcă aceasta contribuie, vă zic, și la sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea participării la scrutinul electoral. În sudul Republicii Moldova, campania de educație electorală Alege președintele tău, organizată de Centrul Contact Chișinău, se va încheia la 28 octombrie 2016 la Cahul.